primul rând, Innovix este un accelerator de business care își propune să identifice acele companii startup-uri din România cu potențial de scalare la nivel european și global ulterior. Există foarte multe idei inovative în România, la capitolul de invenții stăm foarte bine, însă trebuie să învățăm să le comercializăm și să ne găsim piața, să o extindem, cel puțin pe cea din România, să mergem cât mai mult în afară. Suntem consumatori de produse globale, haideți să devenim și producători și să ieșim în afară. Acceleratorul de business Innovix este un program de 3 luni. În acest an, de exemplu, vom avea 3 grupe, de la Grinders, cele mai mici, care sunt afaceri poate la stadiu de idei, la startup-uri care vor începe în această primăvară, până la scale-up-uri, unde vorbim deja despre firme mai dezvoltate care au o cifră de afaceri peste 1 milion de euro. Când vorbim de cohorta de startup-uri care începe acum pe 25 martie, practic le vom da în primul rând prin partenerii noștri de la Mindspace acces la un spațiu de coworking în București, dar și acces la orice spațiu de coworking din lume al Mindspace. De aia, în timpul acestor luni, și aici depinde foarte mult de ei, să beneficieze de aceste oportunități, să se ducă în afară, să-și creeze conexiuni cu parteneri, cu clienți și vor avea la dispoziție această rețea de centre de afaceri Mindspace, unde pot avea întâlniri și avea clienți. Mai mult de atât, suntem conectați cu multe entități din afară, ca și exemplu, la sfârșitul celor 3 luni vom trimite cele 10 startup-uri selectate la Londra, la conferința globală a Startup Grind, unde vor avea ocazia să expună, să picioască în fața investitorilor, să aibă o expunere globală pentru ideea lor, ceea ce este foarte important. Pe parcursul celor 3 luni vom pregăti pentru aceste oportunități, astfel încât să le valorifice cât mai mult. De exemplu, dacă se duc la această conferință, îi vom pregăti să-și facă cumva din timp temele, să afle cine va fi acolo, care sunt potențialii clienți, deja să încerce să intre în legătură cu ei, astfel încât timpul petrecut acolo să fie exploatat la maxim. Și când se întorc de acolo să aibă clienți, potențiali investitori, astfel încât să existe finalitate. În primul rând, căutăm antreprenorii români din zona de tehnologie. De ce tehnologie? Deoarece având toate aceste tool-uri și parteneriate la dispoziție, practic le putem scala. Tehnologia este, să zic, acea zonă care poate fi scalată cel mai ușor la nivel european și global. Și ar fi și păcat să nu beneficiem de toate parteneriatele care le avem, ca și exemplu UiPath, care este cea mai cunoscută companie, care deja, să zic, a ajuns la notorietatea Nadiei Comăneci. Deja când mă duc pe afară și mai vorbesc cu ceilalți parteneri, știu deja de UiPath. Deci un exemplu bun, de exemplu, ei le pun la dispoziție workshop-uri, posibilitatea de a le folosi tehnologia inovativă, acei roboți, pentru a-și dezvolta aplicațiile, inclusiv accesul pe marketplace-ul lor, UiPath Go, care pentru noi este ceva extraordinar, mai ales și pentru startup-urile noastre. Deci mergem pe tehnologie care poate fi atât pe model de business B2B, dar mai ales B2C, încercăm să atragem cât mai multe corporații care să ajute să le testeze ideea, poate chiar să le integreze la un moment dat, să achiziționeze acele idei, dar să le ajute să scaleze. Deci credem foarte mult în cooperare. De altfel, Innovix chiar merge pe această idee de exchange de idei, exchange de inovare, exchange de competențe între diferiți actori, startup-uri și corporate. Iar în cazul de față, BCR, iată, a venit și a făcut totul posibil, fiind un catalizator și ce a unit toate aceste forțe, astfel încât să putem să ieșim cât mai mult în afară. În primul rând, anul acesta suntem un pic mai atipici. Ca și accelerator, nu vom lua equity în cadrul firmelor. Și atunci, ce surse de finanțare am putea identifica care să fie non-equity? Ne îndreptăm spre granturile europene administrate direct de la Bruxelles, de exemplu, pe programul Horizon 2020, SME Instrument, care oferă finanțări în două etape, în prima fază până la 50.000 de euro, după aia până la 2.500.000 de euro, non-equity. Acest tip de finanțări îi va ajuta să dețină cât mai mult pe acționar, cât mai mult să dețină controlul companiei, până ajung la un nivel, să zic, de dezvoltare, care le va permite să negocieze altfel cu potențial investitor. Deci chiar ne dorim să-i ajutăm. Iar specificul acestor granturi pe inovare,
tocmai acesta e, că sunt dedicate afacerilor pe tehnologie. Deci având această expertiză, am lucrat peste 4 ani în cadrul Comisiei Europene pe evaluarea acestor proiecte de inovare, îi ajutăm în zona asta. Ca și mențiune, până acum, din păcate, rezultatele României au fost destul de mici. De anul ăsta am zis să trecem pe partea cealaltă, pe partea de consultanță și să mentorăm firmele din România. Ca și nivel comparativ cu celelalte țări, ideile din România sunt foarte bune, trebuie ajutați cumva să le comercializeze și să le scaleze. Adică dimensiunea europeană și globală, eu cred că asta, aici vom putea să îi ajutăm să ajungă în acele locuri în care până acum nu s-au gândit. Este destul de simplu, există pagina BCR Accelerator, colegii mei o să vă dea exact linkul. Sunt câteva câmpuri care trebuie completate, piciul de rigoare, după care noi vom selecta și invita la un eveniment Fast Track Day, astfel încât să putem discuta mai multe cu ei, să aflăm mai multe de la ei, într-un cadru cât mai relaxat, informal, astfel să nu existe presiune asupra lor. Chiar vrem să știm care vor fi cele mai bune idei și startup-uri, astfel încât și ei să fie interesanți pentru noi, dar și noi să fim ok pentru ei, adică trebuie să fie o chimie din ambele părți. Și bineînțeles ca tool-urile pe care le oferim să fie relevante, mentoring-ul și toate programele educaționale. Deci totul se face online. Startup-urile pot aplica până pe data de 20 martie. Deja primele companii au aplicat. Sâmbăta trecută a fost organizat primul Fast Track Day și deja am invitat câteva dintre ele în ultima fază de Selection Day. Trebuie să aibă în vedere că pe 23 martie va fi selecția finală, iar bootcamp-ul va începe pe 25 martie. Deci trebuie să se grăbească, că zic eu că este o oportunitate unică.